Gata. Pace, fraților. În seara asta vreau să vă arăt ceva. Vedeți că camera este închisă. O să vă desfac în fața voastră. Este ceva, un obiectiv, un obiect pe cerul de o vreme. Și tot m-am mirat ce se întâmplă și ce este. Așa că am luat o cameră care are 355 zoom, ca să vedem ce este. Și o să vă arăt și vouă și cineva să-mi dea o explicație, dacă se poate. Vedeți că nu am nimic ca să zice cineva că fac ceva, trucul sau ceva. Este o cameră obișnuită. Nu apăs perecă sau pot să apăs și perecă. Uitați-vă, fraților. O să fac un zoom. Și vedeți toată lumea ce este. Dați un pic că cam tremură mâna, dau înapoi să o găsesc. Hai țin. Nu, 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 să ține așa. Mă pic. Poți? Da. Dar nu prea se vede bine în camera, Adi. Nu mai se vede bine nici aici. Deja. Stai, Adi. Da. Merge? Așa. Trebuie să vedem aici. Uitați-vă, fraților. Uitați-vă ce este. Să-mi explică cineva ce este. Fac, o să fac și mai în față. Dacă are cineva o explicație, ar fi foarte bine. Băi, adică... Asta e în fiecare noapte pe cer. În fiecare noapte apare. Este aproape de când a început coronavirusul ăsta. Dacă știe cineva, să-mi explică în comentarii. Chiar mă mir. Uitați-vă, o să dau zoom out și o să vedeți și voi. Ia, de la început. Vedeți? Așa. Uitați-vă. Vezi? Ia că o să spui ce. Uite. Deci acolo alte stele sunt, nu se vede prin camere, mai sunt stele, bineînțeles, și sus. Sunt stele peste tot aproape. Stați-mă un pic, să-i fac focus. Haideți. Nu prea se vede bine. Mă un pic. Uite, asta e. Stai, să vină. Da, e aia care apare. Stai să vă arăt încă o dată. Uitați-vă, fraților. Dacă are cineva o explicație, ar fi super bine. Eu nu știu să-mi explic ce este. Scrie în Biblie că fel de fel de lucruri va apărea pe ceruri, semne. Ia uitați-vă. Stai un pic pe loc. Mai mișca. Fraților, dacă cineva poate să-mi explică, dar vine dă tu mai în spate că nu se vede. Nu, nu. Foto mai uitați-vă, fraților. Poți mai mult? Se schimbă și culoarea. Acum, vedeți, fraților, ca și cum simbolul de la coronavirus, de la COVID-19. Deci n-am un tripod ca să vă arăt bine, îmi tremură mâna și nu pot, nu... Stai să vă dau iar un zoom în spate. Uite acolo, fii atent, vai și în camera să văd bine. Da, arată camera. De acolo, o vezi? Încet. Ups, stai așa că am pierdut-o. Uite aici. Camera pe asta acolo. Schimbă culorile, câteodată este strălucită tare de tot, câteodată o vedeți altcumva, se schimbă. Arată la cameră. Iar am pierdut-o. Da, nu știu ce e. Deci dau un zoom out, ok. Aici ai. Încet. Acum de la mine. Uitați-vă, fraților. Încet. Am luat un pic prea repede. Nu, acum așa schimbă culoarea. Da. Cine poate să-mi explică, aș fi foarte bucuros. Da, de la mine. Nu cred că se mai vede așa. Stai că mai încercăm cu o dată. Uitați-vă bine, fraților. Arată că tu unde îi arăți?
chiar doresc cineva să-mi explică ce se poate fi. Că nu-mi dau seama. Filmează. Vedeți și dumneavoastră cum este. Și acum o să fac din nou un zoom. Poftim. Deci este inexplicabil. Iar am pierdut-o. Gata. Am și filmat-o de multe ori pe cameră. Acum noi suntem în Bruxelles, adică mai bine Ninov, zis. Deci chiar nu-mi dau seama și este chiar de mult timp afară și de mult tot am vrut să filmez cu un zoom mai mare, dar nu s-a putut până acum. Dacă știți ceva, vă rugăm ca să mă contactați cât mai repede. Vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvânteze.